Cazul chelneriței angajată pe post de inginer la Apele Române nu este singular. O fostă miss și membru al PNL a fost numită în Consiliul de Administrație al unui spital COVID din Cluj. După doar o zi însă a fost dat afară de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, adică cel care semnase numirea în funcție. Tânăra de 27 de ani, numită politic de PNL în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca, și-a dat demisia la solicitarea Consiliului Județean Cluj, la o zi după numirea în funcție. Fosta fotomodel fusese înscăunată de liderul Consiliului Județean, liberalul Alin Tișe. Funcția de membru în Consiliul de Administrație nu este remunerată, deci nu primește niciun venit. Este o muncă benevolă pe care o face cineva. Și în calitatea dânsei de supleant 2, practic nu funcționa efectiv în Consiliul de Administrație decât dacă alte 3 persoane ar fi plecat din Consiliul de Administrație. Dar pentru noi exista suspiciuni, pentru noi exista nicio discuție cu privire la credibilitatea spitalului sau a membrilor care participă la ședințele Consiliului de Administrație. Am considerat că această decizie este una corectă și am dispus înlocuirea ei la prima ședință de Consiliul Județean. Claudia Ardelean este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Deține o firmă care se ocupă cu organizarea nunților și nu are experiență în domeniul sanitar. Într-o postare pe o rețea de socializare, femeia mulțumea Partidului Național Liberal pentru postul obținut în Consiliul de Administrație. It's officially. Azi, 8-a-2-a-2021, am semnat contractul de mandat în baza căruia îmi voi exercita funcția publică de reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Consiliul de Administrație al unui spital public din municipiul Cluj-Napoca. Mulțumesc pentru încredere și susținere Partidului Național Liberal Cluj, a scris pe Instagram Claudia Ardelean. După ce Alin Tișe i-a cerut demisia, femeia a șters postarea. Liderul PNL Ludovic Orban a criticat aceste numiri politice. Sunt categoric împotriva unor astfel de angajări. Știți foarte bine, eu am numit sute și mii de oameni în cariera mea. Întotdeauna am ținut cont de profesionalism, de integritate, de experiență în funcții sau de capacitatea de a putea gestiona o funcție de demnitate publică sau o funcție publică în cele mai bune condiții. Astfel de numiri sunt niște accidente. Pe de altă parte, sunt în câteva județe au apărut astfel de situații pe care le critic aspru, atât în interiorul cât și în afara Partidului Național Liberal. Nu ne reprezintă,